slăvit să fie Domnul! Amin. Fraților, surorilor, aici am venit în casa Domnului, da? Aleluia! N-am venit nici să dormim, nici să stăm să privim ca și niște, la niște fantome, și noi suntem oameni și slujitori împreună cu Dumnezeu. Aleluia, osana, aleluia! Am venit trimiși de Domnul, exact așa cum a vorbit Domnul, slăvit să fie numele. Aleluia! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că de când am intrat aici, o și vorbit, o și descoperit cine suntem, de unde ne-o trimis, cum ne-o trimis, El ne-o trimis, nu noi am venit. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Așa că vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, deschideți-vă sufletele și deschideți-vă gura! Pentru că am rămas foarte uimită când am auzit, vorbeau frații de la Anvol și cam foarte unde și unde câte un amin, câte un aleluia. Frați, surori! Păi dacă le sunteți din Dumnezeu, căscați-vă gura și spuneați în gura mare, aleluia, să trăiască Domnul! Osana, aleluia! Aleluia, osana, aleluia! Sau virușine? Virușine că sunteți copiii lui Dumnezeu? Știți ce zice Domnul, nu? Cine se va rușina de mine? Și eu mă voi rușina de El înaintea Tatălui, în ziua de judecată, da? Așa că aveți de grijă. Că nu v-ați făcut de lucru cu un om, v-ați făcut de lucru cu un Dumnezeu. Aleluia, slăviți să fie Domnul! Eu așa cum v-a spus fratele Ghiță, după 22 de ani, am fost artistă de muzică populară 22 de ani, și-am lăsat totul, și-am lăsat această lume și-am venit la Domnul. Eu nu l-am căutat pe Dumnezeu și nici nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a căutat pe mine și m-a găsit. Aleluia! Slăvit să fie numele! Aleluia, glorie ce iubește cu eu. De la vârsta de 12 ani am intrat în ansamblu folcloric ca și tânăr vlăstar, până la 18 ani când am venit la Cluj, și la Cluj am intrat în ansamblu folcloric de la Filarmonica de Stat, unde mi-am continuat activitatea până când Dumnezeu m-a chemat la el. Deci Dumnezeu m-a chemat la el. Aleluia. Neam de neamul meu, eu mă trag din partea Dejului, de peste Someș, din partea elaltă, din Vad, dar neam de neamul meu nu a fost și nu este pocăit. Da. Dar într-o zi, când m-am întors acasă dintr-un turneu după 3 luni, când am stat pe litoral, mama mea a zis că trebuie chiar să pocăiești. Și am zis, dar ce ai nebunie, cap? Dar ce trebuie să te pocăiești? Nu ai bani, nu ai dietate, nu-ți dau dietate, nu îți lipsește ceva, nu. Nu, dragă mami. Într-o noapte am avut un vis. A venit un om îmbrăcat în haine albe la mine, și mi-a zis omul ăla, femeie, de multă vreme mă tot întreb dacă este bună calea pe care mergi și dacă părinții tăi ori mergi pe calea bună și plăcută lui Dumnezeu. Și vrei să știi. Dacă vrei să afli adevărul, du-te și caută adunarea. Și ce dragul mami, adunarea este la pocăit. Dar zic, știi ceva? Du-te cu pocăiții tăi și lasă-mă pe mine în pace. Dar pe mine să nu înfrești creierii și capul cu pocăiții și cu pocăința, că nu știu ce să fac. Dragii mei, eu am avut un succes extraordinar de mare. Am fost o solistă foarte bună de muzică populară. Din cauza asta, pentru că am avut așa succes mare, din cauza asta am îndrăgit foarte mult și primul secretar al județului de pe timpul acela, Mocuța, de la Cluj. Unii dintre voi care sunteți mai bătrâni știți cine a fost primul secretar al județului. Aleluia! Era, cum s-ar zice, Dumnezeul județului. Așa era atunci pe timpul lui Ceaușescu. Așa era, soră. Ăsta e adevărul. Eu știu de unde viu. Dar îi mulțumesc de Dumnezeu. Eu din iad am venit. Din iad. Acolo coborât Dumnezeu după mine. Acolo coborât. Vedeți la asta artiștii de muzică populară, totdeauna când vin și pe aici, mai ales în partea Năsăudului, o grămadă de colegi am avut cu care am concurat. De la Valeria Peter Predescu și alții, și alții, și alții, o grămadă cu care m-am întâlnit pe scene. Îi vedeți, așa erau foarte frumoși. Dar știți ce era în culise, în spate? Iadul de pe pământ. Acolo se bea, acolo se fuma, acolo se înjura, acolo se curve. De acolo m-a scos Dumnezeu pe mine. Aleluia, osana, aleluia. Și atunci o să tac din gură? Eu o să tac din gură? Cât trăiesc pe pământul acesta. Nu știu dacă ați auzit ce mi-a vorbit Domnul în seara asta. Domnul să te binecuvânteze, frate. Aleluia. Lucrarea a fost cu da și amin. Lăudat să fie Domnul. Și mulțumesc de Dumnezeu care El m-a descoperit. Până când, eu vă spun sincer, eu am zis așa, Doamne, oriunde mă trimiți, dacă ai prorocii tăi curați, adevărat, până n-apuc eu să mărturisesc și să spun cine eu și de unde mă viu, mai scoși viu,
Te rog să vorbești, să-mi vorbești. Și Dumnezeu m-a vorbit. Da, Domnul se binecuvântează, frate. Dumnezeu să te îmbrace în putere. Aleluia, Osana, aleluia. Aleluia, că vin vremuri grele. Să-ți dea Dumnezeu putere, frate, să stai pe cale. Aleluia, Osana, aleluia. Și așa cum v-am spus, eu eram foarte încrezută și eram foarte mândră. Până mi-ajungeai la nas cu 10 prăjini, cât de mândră eram. Da, dar a avut Dumnezeu grijă să mă smerească. Deci Dumnezeu m-a smerit, nu m-a smerit eu. Dumnezeu m-a smerit. Slăvit să-i fie numele. Amin. Eram în ansamblu folcloric și într-o zi m-am dus la ansamblu și, cum v-am spus, mama mea s-a pocăit, o încheia legământ cu Domnul și au început la ea acasă, fiecare zi la ora 9 să vină pocăiță să se adune la rugăciune. De la 9, la 10, 10 jumate, 11, cât dădea Domnul harul. Aleluia. Aleluia. Și într-o zi eu m-am întors iară dintr-alt litoral, dintr-alt turneu, dintr-altă parte a țării și când am venit acasă, am auzit că s-o pocăit, mi-am aprins o țigară și am zis, stai că mă duc eu acolo dacă tăi să adună pocăiți și le arăt eu lor la pocăiți. Am zis eu. Dar știți cum este, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, cât sunt de departe cerurile de pământ, atâta sunt de departe gândurile voastre de gândurile mele și planurile voastre de planurile mele, zice Domnul slăvit să fie numele. Aleluia. Și nu Lenuța. Lenuța a zis una, Domnul a zis alta. Am aprins țigara și m-am dus, fumam câte două pachete și jumătate de țigări la zi. Atâta fumam. Și m-am dus acolo și când am ajuns în bucătărie la mama mea, am auzit un glas care a zis, stinge țigara. Nu ți-e rușine. Parcă așa m-a trecut un fior și m-a fost rușine și m-am stins țigara. Că imediat după mine a venit un pocăit. Care a venit la rugăciune. Și zic, nu, precis, cine știe ce mi s-o... Dar știți cine m-a mustrat? Știți ce? Conștiința. M-a mustrat conștiința. Și știți ce este conștiința? Este părticica mică de dumnezeire. Aleluia. Că zice că Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut din lut și eu, ce-a făcut Dumnezeu? I-a suflat? Aleluia. Deci fiecare om de pe fața pământului ăsta are un părticică amică de Dumnezeu în el. Aleluia, pe care Dumnezeu i-a dat-o. Fraților, martorul este Dumnezeu. Toate astea Dumnezeu m-a învățat și mi l-a descoperit. Nu omul, Dumnezeu. Pentru că, da, într-adevăr, am lăsat totul pentru Dumnezeu. Aleluia, slăvit să... Nu-i lauda mea, e lauda lui Dumnezeu. Nu s-a aici datorită mie. Sunt datorită lui Dumnezeu. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Și pe urmă când s-a terminat, când au gătat ei de cântat acolo și de vorbit, imediat am intrat înăuntru să mă duc să îi tulbur. Am zis eu, dar ce credeți că Dumnezeu își lasă copiii de bajocură? Nu. În momentul când am deschis ușa să intru în cameră, acolo unde erau pocăiții, un bătrânel de după ușă, poate că unii dintre noastre care sunteți mai în vârstă, mai bătrâni, poate că ați auzit de fratele Mărinceanu de la Câmpia Turzii, că umbla mult cu ajutoare în părțile astea. Aducea ajutoare în părțile astea Bistriță. Fratele omul ăla, bătrânul ăla, se uită fix la mine așa și zice, am fost înaintea Domnului la Hiria. Și Domnul mi-a vorbit așa, bărbatule, sufletul pentru care ai venit înaintea mea și pe care îl porți pe braț de rugăciune și îl strângi pentru el înaintea mea, jur pe viața mea că n-ai să intri sub glia pământului până când ochii tăi nu vor vedea ce suflet întors la mine și că mă va sluji pe mine și mare îți va fi bucuria. Și s-a uitat fix la mine bătrânul. Și mă uit așa la el și zic, da, auzi bătrâne, ce te uiți așa la mine? E vorba cumva despre mine? Fratele, odată așa ușor din cap, o zâmbit, dar nu zic nimica. Zic, auzi bătrâne, ai de ești nebun, ai de trăi cât munță și văile. Că eu niciodată n-am să mă pocăiesc. Nu știi cine sunt eu? Ei, nu știa, toată lumea știa cine sunt. Cine am fost și cine sunt. Adică cine am fost, toată lumea știa. Dar nu mulți aveau tupeul să vină să stea în fața mea, pentru că mă știau că eram foarte arogantă și foarte tupeistă și obraznică. Mândră, v-am zis, cu 10 prăjini nu ne ajungeai la nas. Atâta eram de mândră. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Dar odată așa ușor și am zis, știi ceva, eu veaș niciodată n-am să mă pocăiesc. Dar este o vorbă care zice, niciodată să nu spui niciodată. Ei, din clipa aia Dumnezeu mi-a luat pacea din suflet. Și am putut eu să mă tot duc la ansamblu și am putut eu să mă tot duc pe scene și să mă duc în concursuri și să mă duc pe unde mă duce,
Pentru că nu mai era feeling-ul ăla care trebuia să fie. Și nu mai ieșeau cântările cum trebuia și nu mai ieșea ce trebuia să fie. Și de multe ori m-a chemat directorul în ansamblu și m-a întrebat, zice, ce se întâmplă cu tine? Și atunci m-a chemat în ziua aia, era într-o vinere după masă, zice, Lenuța, hai până în birou, că nu știu ce-i cu tine. Zic, nu știu nici eu ce-i cu mine. Spune-mi, ești bolnav, ai nevoie de bani, ai probleme familiare, ce-i cu tine? N-am nimic. Dar ce se întâmplă? Nu știu. O colegă de ansamblu, de-a mea, care o auză discuția dintre mine și directorul, zice, tu hai dincolo în birou să vorbim. Mă duc dincolo în birou și zice către mine, tu vezi că peste deal de Cojovna în Cara este o bătrână, o unguroică care face și desface. Ce du-te la ea, că aia te rezolvă orice să s-o întâmpla ție. Dragii mei, vă mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos. Vineri la ora 6, am vorbit cu colega, sâmbătă dimineața la ora 9, am fost în poartă la bătrână, la vrăjitoare. Bătrâna m-a așteptat. Era îmbrăcată tătă negru și cu o botă și tăți cărmânea pe pământ. Și când am ajuns mai aproape de ea, cam așa cum zic eu față de sora mea, de sora Iosefina, o zis către mie, tu ce cauți la mine? Am uitat, zic, să rămână, bună ziua, tanti, lele, mătușă, cum să zic, tu ce cauți la mine? Tu nu știi că la mine se vine marța și vinerea? Zic, nu. Zic, eu seara am auzit de dumneata, am o problemă foarte, foarte mare și am auzit că rezolvi totul. Tu la mine să nu mai vii că trăiești. De ce? La mine să nu mai vii că trăiești, că te-am căutat în catastifele noastre și nu te-am găsit. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Păi n-avea cum să mă găsească slujitoarea diavolului în catastifele lor, pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Încă n-a fi înainte de a fi zămislită în pântecele mamei tale. Te-am ales pentru mine și te-am scris numele în cartea vieții. Aleluia! Osana, aleluia! N-avea cum să mă găsească satana în catastifele lui. Aleluia! Pentru că numele meu a fost și este scris în cartea vieții. Righento sel garganto și în brodo șemiet o sana aleluia. Slăvit să fie Domnul! Și am zis, bine, bine, dar eu am ceva probleme. La mine să nu mai fi că eu din cauza ta am zăcut 3 săptămâni pe pat. Dar ce ți-am făcut eu? Auzi, tantile alea, deja mă enervez. Ce ți-am făcut eu? Nu tu, Dumnezeu tău! Păi da, Dumnezeu meu nu și Dumnezeu tău. Nu, nu. Du-te și la mine să nu mai vii. Și-o trebuie să mă duc, dragii mei, că au zis că dacă nu mă duc, mă blastă-mă. Și colega aia mi-a spus mie, ce tu ai grijă să nu cumva să vorbești urât sau să o înjuri sau ceva, că ce te blastă-mă de cine știi ce pățăști. Aia știa totul despre aia. Eu nu știam nimic, că nu a vrut să mă primească. Păi nu a vrut satana să primească copilul lui Dumnezeu. Aleluia. Cu toate, dragii mei, că darul de a cânta e un dar dumnezeiesc din partea lui Dumnezeu. Și m-a lăsat Dumnezeu 22 de ani să slujesc pe satana cu acest dar. 22 de ani. Ați văzut cât de mare Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știa exact cum a și vorbit. Până voi pleca de pe pământ îmi cunoaște fiecare zi a vieții mele. Și fiecare zi a vieții mele înaintea lui îi deja îi hotărât în fiecare zi a vieții mele ce se întâmplă. Ați auzit ce a vorbit Domnul, da? Și eu nu-l cunosc pe fratele martorii mii Dumnezeu. Nici acum îl văd prima dată în viața mea. Nici el 100% nu mă cunoaște pe mine, că n-are de unde. Dar ne cunoaște Dumnezeu pe unul fiecare în parte. Slăvit să fie Domnul. Aleluia! Și mulțumesc Dumnezeu, am plecat acasă, dacă am văzut că nu vrea nici cum să-mi spună nimic, am plecat foarte supărat acasă, am ajuns acasă, dar strigă bătrâna după ce am ajuns cam de aici până la ușă, strigă după mine și zice, du-te la mănăstiri, du-te la 3 biserici, la 3 mănăstiri și dă slujbe. Și, da, zice, ce face noi? Nu. Și postește! Postește! Când am auzit postește, eu să postez. Ce înseamnă aia să postești? Zic, du-te bolundă și lasă-mă pace. M-am dus acasă, dar când am ajuns în fața blocului, la mine acolo erau niște femei adunate, vecini adunate, și printre ele era și o femeie mai în vârstă. Și când am văzut-o pe ea mai în vârstă, zic, tanti, zic, voi că mi-a taie și mai dedai, Doamne, aici, pentru astea la alte. Zic, ia spune-mi și mie, că am fost, zic, la una și o zis că trebuie să postez. Ce înseamnă aia să postești?
S-a uitat femeia pentru că, vă spun, la mine în câmpia Turzii, toată lumea, și nu numai câmpia Turzii, și Clujul, și Turda, și împrejurim, toată lumea mă cunoștea. Când auzeau de Lenuța Rus, că ăsta era numele meu de scenă, Lenuța Rus, când auzeau, toată lumea știau. Eram foarte renumită. Și zice, dar nu vrei cumva să te apuci de... să postești, să... Zic, așa ne-o zis una să fac, dar zic, eu nu știu ce înseamnă. Și zicea pe bătrâna să-mi spune, în fiecare miercuri și vinere, de la, uite-te așa să faci, să nu mânci de dulce, să nu... Dar și când te rogi, uite-te să aprinzi lumânări, dar când am auzit de lumânări, zic, dar știi ceva, dar mai lasă-mă cu luminile și cu lumânările, că eu nu zic cu de-astea. Dar dacă atâtea trebuie, dă-mi pace. M-am dus sus, m-am dus în casă la mine, mi-am dat drumul la televizor și am început să cânt. Bineînțeles, mi-am aprins o țigară și am început să cânt, să mă distrez. Dar nu mai aveam pace în suflet, dragii mei. Nu mai aveam pace în suflet. Și într-o zi m-am dus la ansamblu folcloric și i-am spus la directorul, zic, eu mult nu mai stau printre voi. De ce? Zic, nu știu, dar simt eu că eu nu mai îmi găsesc locul aici. Păi ce ți-am făcut noi ție ca să nu-ți mai găsești locul aici? Nu voi, nu știu, cineva mi-a făcut ceva, dar nu știu ce. Și am venit la cel bătrân, care a zis că a fost la Hiria și am zis, auzi aici, am auzit că dumneata ai relații foarte mari la Spitalul de Recuperare la Cluj. Și zic, eu nu vreau să mă mai duc la ansamblu pentru că eu nu mai găsesc loc acolo și vreau să mă ajut să mă pensionez de caz de bolă. Și a zis bătrânul către mine, zice, o râs și a zis, mare-i Dumnezeu meu! Mare-i Dumnezeu meu! Și uite, eu pun un semn înaintea lui Dumnezeu. Și dacă acum este momentul și hotărât de Dumnezeu ca tu să ieși din mijlocul ansamblului, pentru că a fost o perioadă de vreo 2 ani de zile când mergeam și la ansamblu și mergeam și la pocăiți, la adunare. Cântam acolo, de acolo îmi câștigam pâinea și la copii îmi câștigam pâinea, din coace vineam și lăudam pe Dumnezeu. Ei, dacă aș ști voi cât e Dumnezeu de bun, dacă aș ști voi câtă bunătate și câtă răbdare are Dumnezeu după noi, aleluia, eu i-am văzut și i-am gustat, toate le-am gustat, aleluia, slăbit să fie Domnul. Amin. Și zice, uite, eu vorbesc astăzi cu un profesor, cu profesorul Predescu de la Spitalul de Recuperare de la Cluj, îi spun și zice, să văd ce-mi spune. Și mai târziu vii până la mine și îți spun ce mi-a spus profesorul. De-abia am așteptat ora când mi-a zis să mă duc. M-am dus la el și zice, mâine dimineață la ora 8 ne așteaptă la Cluj. Ne-am dus. Când am ajuns, eu n-am știut ce semn a pus fratele înaintea Domnului. Dar când am ajuns, o și zice, da, totul se rezolvă. Ce câte zile e concediu medical ai? Zic, niciuna. Aoleu. Și ce trebuie să ai 180 de zile concediu medical. Zic, n-am niciuna. Păi eu să-mi iau concediu medical de la chefuri, distracții, eu să-mi iau concediu medical, auzi acolo. Păi și mortă mergeam. Și jumătate mortă, sau de tot mortă, și tot mergeam la chefuri și la distracții. Pentru că mă ducea cel rău. Și îmi dădea ăla putere. Dar acum îmi dă putere Dumnezeu, aleluia! Slăbit să-i fie numele, aleluia, Osana, aleluia! Aleluia! Și s-a rezolvat și situația. Toate că 180 de zile eu figuram internată în Spitalul de Recuperare din Cluj și fișa mea era la conferențial și la profesori universitari și la doctori, la șefii de secție în birou și eram acasă. Dar eu nu mergeam nicăieri, mergeam la adunare și slujeam pe Dumnezeu. Și cântam lui Dumnezeu în adunare și mă rugam lui Dumnezeu. Eu când am început să mă rog, dragii mei, eu n-am început să mă rog să mă pun pe genunchi și să cu coachele pe scaun, nu. Jos la pulberea pământului, fruntea mea, acolo a fost, aleluia. Și de acolo strigam la Dumnezeu și spuneam lui Dumnezeu ce trebuia să spun. De acolo am luat pocăința. N-am luat-o nici de la etajul 1, nici de la etajul 2. De acolo, de la pulberea pământului. Și într-o zi vine o soră, o prorociță la mama mea acasă și zice, dragii mei, nu știu ce se întâmplă aici, dar o zis Domnul, mi-am pus să-mi fac de mâncare la copii și o zis Domnul, trage mâncarea deoparte și du-te în locul unde te trimit eu, că vreau, am de făcut acolo o lucrare, vreau să botez un suflet cu Duhul Sfânt. Și m-am dus, dragii mei, și când am ajuns acolo, când a ajuns ăla acolo, atâta eram de fericită când o zis așa, pentru că zic, bă, tot am auzit că la fratele Mircea de Teșa la Turda o botezat Domnul cu Duhul Sfânt, la fratele Nelu Pop, la nu știu care, o botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și erau voioși și veseli că i-o botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar eu nu știam ce înseamnă aia.
Zic, mă, văd și eu astăzi cum se bochează cu, cu un suflet cu Duhul Sfânt. Când ne-am pus la rugăciune și când m-am proștenut la rugăciune, la prima rugăciune, după ce a venit sora Silvia, la pulberea pământului, a venit o putere care a intrat în mine până aici, de aici puterea mi s-a ridicat în gură, mi-a venit aici în gură, mi s-a îngroșat limba, toată bine am amorțit, m-am decuplat de lumea asta, aleluia, și am simțit o putere enormă. Dar când am revenit, aveam în mine o dragoste enormă. Îmi vedea pe toți de acolo și mă duc să-i strâng în brață, să-i pup și să le spun cât de mult îi iubesc eu pe ei. Aleluia! Aleluia! Atunci am înțeles, acum înțeles, Dumnezeu este dragoste. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat dragostea Lui. Dumnezeu, osana, aleluia! Nu cum zic în ziua de astăzi alții, nu știu care și nu știu care, că dacă în momentul când s-au botezat, vine Duhul Sfânt, nu e adevărat. Duhul Sfânt e o putere, dragii mei. Aleluia! Și pe Dumnezeu nu-L înșală nimeni. Oamenii se înșală. Și noi, de multe ori, ne înșelăm. Dar pe Dumnezeu nu-L înșală nimeni. Dragii mei, când s-a terminat ceasul de rugăciune, ce-a fost acolo, am ieșit, am fugit în fața complexului, că știam că acolo e un frate diacon, fratele Emil Sașa. Am fugit și am sărit în gâtul lui și am zis, frate Emile, pe mine m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt! Dar fratele Emil, slavă Domnului, slavă Domnului! Dar am sărit în gâtul lui și am zis, vinea să-l pup, să-l strâng acolo. Dar slavă Domnului, dați-mă frate, dar ție nu, tu nu te bucuri, ție nu-ți pare bine! Și am zis, ba da, soră, da, oamenii, ne văd oamenii. Ce mă interesează pe mine de oameni? Auzi, acolo ne văd oamenii. Ați văzut? Cum e omul? De rușine. De rușine. Ați văzut? Dar de dracu nu ne-a fost rușine 22 de ani. Și de Dumnezeu să fie rușine, ai văzut? Și nu vine prin oricine, că pinea printr-o așa zis slujitor. Și am venit, zic, o, dă-mi pace, mă, frate, m-am întors de acolo și am venit tot cântând. Alții s-au uitat, mă cunoșteau, cred că au zis, lai, Doamne, toată lumea s-a nebunit. Dacă pe mine m-a dorut capul, ce credeți? Păi eu eram plină de dragostea lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu, aleluia. Și am venit acasă, dragii mei, Dumnezeu după ce mi-a dat Duhul Sfânt, mi-a dat și darurile Duhului Sfânt. Că Dumnezeu ce promite și ce vorbește face. Dar ce credeți, că satan a dormit? M-a oprit frață în adunare și o să așa. De acum încolo, când mai ai înștiințări sau prorocii din partea lui Dumnezeu, le scrii pe o hârtie și ni le dai nouă. Să le citim noi la popor, le transmitem noi la popor. Eu când am auzit, m-am pus pe genunchi și l-am întrebat pe Domnul, ce să fac, Domne? Sunt Preciocan și Nicovală. Ce să fac, Domne? Fratele ăsta la care m-am dus atunci, fratele, am zis, frate Emile, să vii cu mine, era în comitet, și să vii cu mine, că zic eu, și nouă și ăsta, să vii să-mi dai un pic de putea, de curaj. Dar știți cum o zis, cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, când vei fi pusă în fața, în fața sinodului, să nu te gândești ce vei vorbi și ce vei spune, că eu însuși Dumnezeu îți va da. Aleluia! Și am zis, Doamne, fratele Emil, când a văzut că frații din comitet au zis că să rămâi în adunare, el o șters afară. Eu l-am rugat să rămână cu mine, el ești afară. Din păcate, așa facem noi frații ziua de astăzi. Doamne, dă-le lumină și înțelepciune. Și hai să fim frați cum trebuie să fim frați. Amin. Aleluia, osana, aleluia. Și am zis către fratele Luca Fonel, că el era pastorul principal, am zis, mulți dintre mine, am zis, 100% că îl cunoașteți. Am zis, auzi, frate Luca, ce-mi spune mie Duhul Sfânt să spun. O zis, Domnul, așa, că dacă Domnul el considera că tu meriți să-ți fii proroc, adică proroc, o zice Domnul că e gura lui Dumnezeu, o zice Domnul că ție-ți dădea darul. Dar pentru că nu te-o găsit vrednic ca să-ți dea acest dar, o zice Domnul, că eu să nu spui ție nica, că mie mi l-o dat pentru că m-o găsit vrednică. Tu? Zic, da, eu. Și auzi ce îmi spune Domnul? Că să vii să ne punem acum, să ne plecăm genunchii acum aici, în biserică,